Și la tine cu școala? La mine cu școala merge foarte bine. Sunt la Colegiul Național Gheorghe Șinca și sunt foarte bucuros. Ăla de, cu care se demolează sau care da, aveți da. Probleme cu primăria? Avem probleme, cu... da, în acest moment. Am jucat fotbal, aveți o curte în spate acolo. Da. Am venit acum vreo 3-4 ani și am jucat fotbal cu Dorian Popa, Hâț, cu... Da, da, cu Falemi, cu... Nu știu, eu sunt abia 11 și... A, nu, am înțeles. N-am prins. Acum întreb doar așa, că răutăcios. E o curte care de lângă ușa ormerie, ceva în partea aia mai încolo, așa, spre... Cred că da. Da, da. Nu, asta este voia... Dristor. Asta voia să întreb. Școala merge? Merge foarte bine. Dar cum a mers când aveai 6 ani? Tot așa obosit și... Gândește că la 6 ani ești atâta. Te duci la un antrenament pe care părinții trebuie să ieși școală, că ar fi culmea să pierzi școala dintr-a întâia. Da, nu? Nu. Mergeam la școală, eram și un copil hiperactiv, tot timpul aveam energie da. Și atunci era o metodă bună de a-mi canaliza energia și de a mă structura ca persoană și ca și caracter. Foarte tare asta. Acum întrebarea de om bătrân. Vă gândeați, mămică, atunci când ați început, cum să ajungeți așa departe? Ok, vrei să faci performanță, că de-aia faci un sport. Dacă te ții de el, nu? Da. Dar vă gândeați că o să ajungeți aici? Eu, sincer, trecea așa un gând că o să continui sportul ăsta. Adică, bine, când eram mică nu știam, sigur. Da. Îl făceam doar de plăcere, dar a devenit o pasiune și acum sunt sigură. Dar când ți-ai dat seama că nu mai poți să-l... E clar că ți-a intrat în sânge. 10-12 ani, când deja participam la concursuri și era un sentiment foarte dar plăcut. Sincer că nu ne aud antrenorii și nimeni. Nu ți-a venit vreodată să te lași? Motiv de oboseală, supărată că ai pierdut vreun meci? Nu, niciodată nu. N-am. Știi că se, bă, mâine gata, nu mai. Nu, și dacă mai pierdeam, ziceam, concursul viitor o să fac, o să muncesc și o să fac cel mai bine, cât pot eu de bine. Singur, adică fără ajutor, fără, da. N-aveți psihologi, n-aveți, nu, că n-avem, în altă nu. Parte, peste mări și țări, la 90 anișori, orice club sportiv are un psiholog. La voi era, hai, las că batem data viitoare. Era un singur psihologul nostru. Și antrenori. Da. Și antrenori. Și antrenori. Antrenorii și familie. Adică, da, ăsta e cercul. Asta era echipa. Am înțeles. După aia când te-ai mai mărit, că astea sunt întrebările, n-am ce să fac, că te-ai mai mărit, oamenii n-au zis, măi, tu totuși fetiță, bine, te duceai, te mai ajuta gimnastica, știi, dar tu totuși fetiță, nu continui cu sportul ăsta, cu karatele, uite ce faci. Nu ți-au zis? Mai îmi zicea o lume, dar până la urmă contează ce cred eu, nu ce crede lumea. Corect și asta. Da, deci am zis că nu o să mă las niciodată. Adică niciodată. Dar e o limită de vârstă la voi? Adică până când poți să duci? Până când te ține organismul asta, da. Da. Există ca la fotbal, de exemplu, sau ca în alte sporturi, 34-35 de ani? Adică poți să duci oricât, dacă organismul te ajută? Da. Da, până, avem... ce oră, până la ce vârstă vrem noi. Da? Adică sunt sportivi în România mai bătrâni? Da, sunt. Și, de exemplu, campioana olimpică de la kata feminin are peste 35 de ani, 35 sau 36. Bine, Marian Drăgulescu s-a dus la Olimpiada la 40 plus, plus jumătate, plecase pe 41, e născut în decembrie, deci în august avea 40 de ani și jumătate și era la Olimpiada, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Deci campioana are pe 30 și pe acolo 35 de ani. Deci dacă te duce motorașul, cum zicem noi, da. nu te retragi. Da. Bun, dar ai voie la să joci, să mai joci tu un fotbal, să mai joci în astea? Că știu că la sportive de performanță mai subțire, să nu se accidenteze, să nu... Mai subțire, adică când vezi mingea... Nu prea. Mai ales înainte de competiție, pentru că există un risc de accidentare și nu vrei. Și plus că ai atâtea antrenamente, de multe ori nici nu o să ai energie să te mai joci. Da, vine mingea și o dai deoparte. La școală v-au înțeles, la modul sincer. Pentru că există varianta cu profesori care înțeleg, oamenii sunt acolo sus, campion mondial și numărul 1 și în top, sau există varianta să facem școală. V-au înțeles? Că bănuiesc că ușor nu vă este. Adică pleci la concursuri, mai lipsești, mai... Clar. Nu vorbim de perioada de vacanță alea 3 luni. La mine, cel puțin, doamna dirigintă a fost extrem de înțelegătoare și vreau să-i mulțumesc. La fel și directorul Mircea Țeca, doamna dirigintă Nicolae Iuliana, au fost extraordinar de înțelegători cu mine și m-au susținut din toate punctele de vedere. Și la tine la fel? Da, și la mine. De exemplu, voi când ați zis că plecați acum? Sâmbătă, nu? Joi plecăm. Joi. Și concursul este sâmbătă. În weekend, da. Bun, înainte cu școala online mai mergea, dar acum dacă trebuie fizic... O să fim da. Și recuperăm.
am înțeles. La modul sincer, dar fără să fiți modești, cum vă tratează prietenii și colegii? Adică în sensul de tratat, nu la modul urât, la modul oamenii ăștia sunt campion mondial, oamenii ăștia sunt în top, oamenii ăștia, adică să uită așa la voi, mamă, avem un prieten campion mondial? Sau cum? În momentul în care ați început să creșteți ca performanță, au început să vă trateze altfel? Nu. Deci au fost prietenii... Da, ne felicită, eu așa, pe mine mă felicită tot timpul colegii și mă fac să mă simt bine pentru că ei chiar țin la mine, și, dar nu și-au schimbat niciodată și nici eu nu mi-am schimbat comportamentul față de ei doar pentru că acum 2 ani poate nu aveam aceleași rezultate. Corect. Mi se șoptește în cască tu și cu pictura? Da. Păi și nu ne zici? Deci tu, Tonița? Da, am făcut clasele 5-8 la Tonița. Tonița? Da. Tonița e cel de vis-a-vis de Spitalul Grigore Alexandrescu? Nu. Da, liceu de arte. Acolo. Da. Deci le avem și cu pictura? Da, mă pricep și la pictură. Da, unde cam mică toate tine. Deci pictură, gimnastică și karate și... Da, pictură, sculptură, desen. Stai, și sculptură? Da, la liceu făceam mai multe părți ale artei. Pictură, sculptură și desen. Da. Păi și cum? Stai puțin. Tu ce zodie ești? Balanță. Și asta intră mai multe într-una singură, în sensul că pictură. Cinstit, dacă îi spui cuiva, știi, eu pictez foarte bine și sunt campioană mondială la karate. Știu? Nu? Da. Adică și mai fac și... De se poate. Se poate. Da. De ce ai vrea să te mai apuci? Adică ce ți-a mai rămas? De cântat, nu știu, de modeling, de... De cântat nu prea mă pricep, dar aș fi vrut. Deci te-ai fi băgat dacă ți-ar fi rămas puțin. Da, nu prea am voce, dar îmi place, dar în restul mai îmi place și să gătesc. Da? Da. Pe bune? Da, îmi aici place. Deja ai venit pe teritoriul mai meu. Mai ales dulciuri, îmi place foarte mult să fac torturi. Stai, prăjituri. Păi voi aveți voie? Eu da, că sunt la categoria plus. Eu n-am limită de categorie, deci... Păi dai, dar băi, asta, nu înseamnă, asta nu înseamnă că putem să mâncăm. Clar, avem o nutriție care... Aici nu ne mai înțelege. Nu ne mai înțelege. Deci tu, de exemplu, cartofi prăjiți, dulciuri... Avem și zile de trișat, cheat days, în care putem mânca, sau cel puțin eu așa fac. Mănânc corect, mănânc cum trebuie, sănătos... ce trebuie să mănânc pentru a avea energie. Iese, nu știu ce se întâmplă. Dar zi-mi ceva, o întrebare, știu răspunsul. Lucrezi cu nutriționist? Am lucrat la un moment dat. Da? Credeam că zici, nu, n-am avut niciodată. Am avut. Și mi-a dat câteva rețete, dar în acest moment nu mai lucrez. Bun, dar uite, asta e extrem de interesant. Deci la categoria plus, plus să mănânci, mai există locuri ca să venim și noi ăștia mai... Deci... Poți să mănânci... Da, eu mănânc de obicei ce vreau. Dulce. Da. Deci tu gătești, îți pui short și dai drumul la treabă în bucătărie? Da. Când am timp și vreau, mai gătesc. Am înțeles. Și mai și ciocolata? Și cu... E voie? Da, adică eu mănânc am tot ce vreau. Da. E bun sportul ăsta. E bun dacă e permis. E glumesc, desigur. Se duce la antrenamente. Da? Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine! Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro!